Ați văzut așadar Valentin Zanfira e bun de însurat. Și poate aflăm în seara aceasta cum trebuie să fie aleasă, pentru că am pus mâna pe el, pe Valentin. Bună seara, casă de piatră, ție, salutări. Mulțumesc tare mult. Măi, n-ai pus mâna pe mine, că te-ai măritat cu altul, uite. Păi am pus mâna pe tine așa, ca să vedem că ai slăbit 7 kg. Păi da, cât mănânc la mama mea, gătește mai bine, dacă nu mai mănânc nimic. Păi dacă nu gătesc bine, concurența. Mamă, deci nu gătesc. Gătesc bine, dar mănâncă domnul Horia. Salutăm pe domnul Horia, îl iubim. Îl pupăm și noi pe Horia. Și abia aștept să ne vedem. Domnul Horia nu slăbește, slăbești tu. A slăbit și domnul Horia, da. Mă, știi ce am făcut? N-am mai mâncat seara. După ora 6, nimic. Apă, paie și bătaie. Cred că bătaia ți-a făcut bine. Aia e cea mai e ruptă din rai. Bătaie de la cine? E, nu pot să spun că... De la soacre, te fugăre soacre. Chiar dacă e târziu. Cu furculița. Sau ar vrea să te mănânce, eu știu. Zine cum trebuie să arate, cât de gustoasă trebuie să fie aleasă. Să fie gustoasă și dimineața și la prânz și seara. Adică să fie drag de ea, mai ales când se trezește. Dar am zis să fac așa, cum face Olteanu. Mai întâi iau potcoavele, pot să găsesc eu calul. Așa a zis, mă duc, mi-au costum, mă văd fetele la televizor și și-o face milă vreuna de mine să mă ia. Dar eu am făcut un cântec și zic că însuram, aș însura, dar nu știu pe cine o-i lua. Că plec noaptea la cântat, eu o fi cu altul în pat. Așa că e cam riscant. Păi, da. Da, ia zi-mi, la câte nunți ai cântat tu până acum? Înțeleg că poate miresele nu s-au aciuit pe lângă tine, dar soacrele? Se mai uită și soacrele, se uită și miresele. Dar de pus mâna, o fi vreo care va să pună? Nu știu. Vreo soacră? Da, să iubească, că nu-i păcat, eu așa zic. Normal, nu? Salut, Miri, soacrele la care am cântat și o să mai cânt. Doamne, și nu o să dai din casă niciodată. Nu dau din casă, ce e acolo, rămâne acolo. Acolo. Eu merg la anunț la petreceri să-mi veselesc lumea și slavă Domnului că n-am timp să stau. Păi de înveselii vorbeam și eu. Da, de soacrele. Mie spui de tine, cum îți fuge gândul. Sub părul ăla frumos. Îmi place că ți-ai lăsat părul. Zici că ești un actor, mă, uite, nu știu engleză, că ți-a spune pe nume. Nu, zici că e Eminescu. Eminescu, da. Când era... Da, ești frumos, foarte bine să mă chem la piesa aia de teatru. Normal, chiar acum în toamnă încep repetițiile pentru o piesă, promit că te chem spre ea. Mulțumesc tare mult, de când mă minte că mă cheamă la o piesă. Dar vezi cum a dat-o? A dat-o cu actoria, cu părul meu lung, când vorbeam de soacre și de... Dar nu vreau să vorbesc de soacre, vreau să mă laud puțin că avem o emisiune extraordinară, a început un sezon nou, mama mea gătește mai bine. Normal. Se bucură de succes și mulțumim Prima TV, mulțumesc echipei mele frumoase, împreună cu producătorul Beatrice Popa, o salut și o iubesc, toată echipa aia frumoasă care în fiecare zi mă face să vin cu drag la muncă. Dacă nu vii cu drag la muncă, nu te mai bici. Salutăm și noi și abia aștept să merg și eu cu mama și cu Diana și cu mama, cu mamele, să gătim. Cu mamele voastre ar fi o surpriză plăcută. Vreau să mai zic ceva, pentru că aveți multe, multe lucruri de făcut în emisiune. Și mai am și-o de spus că am un album de făcut în toamna asta. Sper ca înainte de sărbătorile de Crăciun să fie pe piață, o să fie cu siguranță, că mi-a promis casa de producție. Și urmează un turneu foarte frumos în toată țara de muzică populară din noiembrie. Plecăm din București, Bacău, Galați, Chișinău, Craiova, Vâlcea și așa mai departe. Ce să vă spun, muncim, voi sunteți foarte frumoși, tu te-ai măritat. Mulțumim. Eu mă însor. Constantine, tu? Dar tu încă nu știi, bine eu, zis, cu cine? Deocamdată... Măi, eu iau pe Margherita, că am vorbit cu domnul Ioniță de la Clejan, dacă suntem vecini acolo. Și ți-o dat până îți găsești cine? Una, serioasă, mi-o dă, adică mi-o dă ca tot. Treabă serioasă. Mi-a arătat că are mașină scumpă, ne-a dus la spălătorie și zic, aoleu, tată, socru, eu direct când am văzut mașina, zic, gata, facem treaba cu Margherita, mi-a arătat casă, care casă mare, gata. Margherita, vrei, nu vrei, glumesc. O salut, salut familia. Păi dacă e pe Margherita, nu o să mai găsești fata aia să te căsătorești pe bune. Lasă-vă că mă căsătoresc eu, cam. Dar de scandalul momentului din industria voastră... Nu mă întreba pe mine de lucruri din asta. Eu cânt, veselesc cu lumea, folclorul trebuie să aibă o ținută așa cum a lăsat Maria Lătărețu. Așa. Și cum avem în viață o mare artistă și ar trebui să, când o prindem, să-i pupăm mâinile, Maria Ciobanu, da. Că e o legendă vie care la 80 de ani cântă live pe scenă și am avut de curând câteva spectacole în vara asta și am rămas surprins cum a pus mâna pe microfon și a cântat live. Avem exemple frumoase în folclor, să le păstrăm pe cele care merită și să lăsăm chestiile astea. Cancanurile. Da, cancanurile. Uite că tot prinde bine întrebarea asta. Când și la divorțuri?
Mă, n-am fost invitat, dar vin cu drag. Dacă e veselie... Că de-aia tot te întrebase de acolo. Scandalul. Să nu plec singur. Păi să de la divorț. Mă duc cu divorțata. Păi normal. Bun, așa. Dacă e veselie, eu merg cu mare drag. Sunteți frumoși, vă mulțumesc. Mulțumim că m-ați invitat. Mulțumim tare mult și noi. Și ce să vă spun? Și abia așteptăm să-ți vedem emisiunea, că... Păi eu cred că ești atât... Ba da, nu, păi noua... Nou sezon. Uite capul meu, nu te-ai uitat? Ai fost cu nunta, cu pregătirile, ai avut o nuntă foarte frumoasă. Da, mulțumim. Am văzut mult imaginile, te felicit, ai un bărbat foarte frumos. Da, că este, este. Așa e. Și aia mică e o prințesă. Da, deci mulțumim. Ești o bogată, ce să mai... Chiar că sunt. Constantine... Bogat ești și tu, cred, și cu multe piese în portofoliu. Cine cânti în seara asta? Zice lumea că-i spar casa dacă îi ciup și o nevastă. Deci te mănâncă. E, păi dacă o să-l te mănâncă, o să te scarpini.